Luați seama, spune cuvântul lui Dumnezeu. Luați seama în mintea voastră și nu fiți necredincioși, spune Domnul. Luați seama, dar, în mintea voastră și niciunul să nu fie necredincios nevestei din tinerețea lui. Căci eu urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul, Dumnezeul lui Israel. Și pe cel ce își acoperă haina cu silnicie, zice Domnul oștirilor. Un capitol din Maleahi, împotriva căsătoriilor cu femei străine, împotriva căsătoriilor în inima noastră și în mintea noastră cu parteneri străini, spune Domnul. N-avem toți un singur tată. Nu ne-a făcut un singur Dumnezeu? Pentru ce dar suntem așa de necredincioși unul față de altul, pângărind astfel legământul părinților noștri? S-ar putea să fi făcut un legământ care este legământul înaintea lui Dumnezeu cu partenerul nostru de viață. Și totuși, putem să ne abatem de la acest legământ și să ne căsătorim în inima noastră și în mintea noastră cu un alt partener. Spune Domnul, Iuda s-a arătat necredincios și în Iuda și la Ierusalim s-a săvârșit o urciune. Deci la poporul Domnului, la copiii lui Dumnezeu, s-a săvârșit o urciune. Fiindcă Iuda a spurcat ce este închinat Domnului, legământul pe care îl facem, legământul la actul de căsătorie pe care îl facem, este prezent și Dumnezeu. Și ca și copii de Dumnezeu, Domnul spune, Iuda a spurcat ce este închinat Domnului cu fiica unui Dumnezeu străin. Când s-a făcut un legământ între soț și soție, s-a făcut un legământ înaintea unui tată, unui singur Dumnezeu. Dar atunci când în mintea noastră aducem pe altă femeie sau alt bărbat, Domnul o numește și s-a unit cu fiica unui Dumnezeu străin. Și spune Domnul, Domnul va nimici pe omul care a făcut lucrul acesta, pe cel ce veghează și răspunde, îl va nimici din corturile lui Iacov și va nimici pe cel ce aduce un dar de mâncare Domnului oștirilor. Când aducem un dar de mâncare Domnului oștirilor, când ca și copii de Dumnezeu slujim Domnului, dar ne unim în inima noastră cu parteneri străini de aceia cu care am făcut un legământ înaintea unui singur Dumnezeu, Domnul spune, cine a făcut lucrul acesta, omul care a făcut lucrul acesta, pe cel ce veghează și răspunde, chiar dacă veghem înaintea lui Dumnezeu, Domnul spune, îl va nimici din corturile lui Iacov și va nimici pe cel ce aduce un dar de mâncare Domnului oștirilor. Orice slujbă am face înaintea lui Dumnezeu, când ne-am căsătorit în inima noastră cu o fiică, cu un partener străin de cel care este în casa noastră și cu care am făcut un legământ înaintea lui Dumnezeu, Domnul nu primește nicio slujbă a noastră. Iată acum ce mai faceți, spune Domnul. Acoperiți cu lacrimi altarul Domnului, cu plânsete și gemete. S-ar putea să fim în casa Domnului sau în slujba Domnului oriunde ne-am afla și să plângem cu gemete de suferința noastră, așa încât El nu mai caută la darurile de mâncare și nu mai poate primi nimic din mâinile voastre. Domnul nu ne va asculta. Domnul nu ne va asculta atunci când găsește în mintea noastră și în inima noastră un alt partener de viață, spune Domnul. Și dacă întrebați, pentru ce? Pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinereța ta, căre acum nu ești credincios, măcar că este tovarășa și nevasta cu care ai creat, ai încheiat un legământ. Spune Domnul, nu ne-a dat unul singur Dumnezeu suflarea de viață și ne-a păstrat-o? Și ce cere acel unul singur? Sămânță dumnezeiască, gând dumnezeiesc, gândul lui Dumnezeu.
spune Domnul. Luați seama, dar, în mintea voastră și niciunul să nu fie necredincios nevestei din tinerețea lui. Căci spune Domnul, eu urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul Dumnezeul lui Israel, și pe cel ce își acoperă haina cu silnicie. Zice Domnul oștirilor, de aceea luați seama în mintea voastră și nu fiți necredincios. Samariteanca, când l-a întâlnit pe Domnul Iisus, și astăzi o femeie îl poate întâlni pe Domnul Iisus la fântâna vieții, la citirea cuvântului lui Dumnezeu, care este Dumnezeu. Luați seama în mintea noastră, în mintea voastră, să luăm seama în mintea noastră, că s-ar putea la citirea cuvântului Domnul să ne trimită, să spună, du-te, i-a zis Iisus, de-cheamă pe bărbatul tău și vino aici. Femeia i-a răspuns, s-ar putea să răspundem, n-am bărbat. Iisus i-a zis, bine ai zis că n-ai bărbat, pentru că 5 bărbați ai avut și acela pe care l-ai acum nu ți este bărbat. Aici ai spus adevărul. S-ar putea la cuvântul Domnului, la venirea Domnului în viața noastră, să ne trimită Domnul, să ne aducem partenerul de viață la izvorul apei vieții. Dar noi să spunem, acela pe care l-am, n-am bărbat, acela pe care l-avem acasă, să nu fie bărbatul din inima noastră. A Domnului să fie sămânța dumnezeiască din inima noastră, din gândul nostru. Amin.